Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, despre situația sporurilor pentru condiții vătămătoare inventate, care continuă să fie plătite nenumărate instituții de stat, deși toată lumea s-a prins de mult, bine, că s-a știut de la început. Dar acum a devenit evident e că oficial, este o escrocherie. Da. Sporurile acestea, 15% în plus la salariu, se dau în baza unor măsurători dubioase prin care au fost identificate presupuse radiații electromagnetice periculoase provenite de la laptop sau de la routerul din pivniță sau ceva. E o gugumănie evidentă, e o poveste cu sută coață albă. În plus, chiar dacă ar fi adevărat, nu ajunge doar să existe niște condiții vătămătoare, trebuie ca acestea să și provoace îmbolnăviri sau chiar decese în rândul angajaților, pentru că, potrivit legilor în vigoare, să fie acordate anumite compensații. Dar nu vedeți cu ce dublă măsură judecă statul român? Adică atunci când trebuie să acorde unui cetățean oarecare un ajutor, să zicem, de handicap. Îl cheamă pe săracul om periodic în fața comisiei să arate că nu i-a crescut piciorul la loc. Ai dreptate. El vine periodic ca să demonstreze ceva ce nu mai e acolo. Deci, pe ăsta îl umilim. Îl chemăm și îl punem să urce scările cărat pe brațe de rude ca să ia, ți-a crescut piciorul, dar anul trecut nu ți-a crescut piciorul. Bine, atunci îți mai dăm niște mărunțiși. Dar când sunt zeci de mii sau sute de mii de angajați care iau sporuri de 15% din niște salarii care oricum au fost mărite pe baza unor condiții inventate, toată lumea se face că plouă. Asta e. Bun, deci or fi sporuri vătămătoare, adică or fi condiții vătămătoare, or fi, de exemplu, or fi praf prin unele birouri. Dar asta se combate cu aspiratorul, nu cu sporuri. În fine. Există o firmă care a avut numai puțin de 413 contracte din bani publici cu sute și sute de instituții publice pentru o așa zisă măsurare a nivelului radiațiilor din aceste birouri. Deci o firmă s-a ocupat 413 contracte. Fiecare măsurătoare, niște miuțe de lei, bani publici evident, în baza lor au fost acordate deja faimoasele sporuri de 15%. Aceste măsurători se fac de altfel la cerere gratis de instituția oficială ANCOM. Da. Acum probabil că ANCOM nu are dexteritatea necesară să găsească ce trebuie găsit. Ce a găsit firma asta? Adică firma asta avea exact aparatul care identifica problema. La ANCOM, fiind instituție oficială și gratis. Nu, mai bine plătim. Firma asta super performantă, Arexman îi zice, este cea care a măsurat și la ADP Sector 1 un nivel de radiații de cel puțin 1379 de ori mai mare decât cel existent în realitate. Știm asta pentru că primărița Clotilde Armand a cerut refacerea măsurătorilor și a descoperit adevărul. Am mai povestit despre asta. Interesant că doar ea a solicitat o astfel de verificare. Nici o altă instituție publică n-a făcut-o. Deci doamna Armand a spus, ia să facem noi o măsurătoare aici unde aveți condiții vătămătoare. Și a găsit, nivelul real este inexistent. 2379 de ori mai mic decât nivelul de referință de la care se poate discuta despre acordarea sporurilor. Trebuie să plătești iarăși firma, să vină alți bani, altă distracție. Nu e așa simplu. Bun. Colegii de la Digi24 au găsit patronul firmei respective și l-au întrebat ce și cum. Și este epocal. Adică dialogul este de cascadorii râsului. Omul e clar prins cu fofârlica, nu poate da nicio explicație și nu știe cum să scape. Întreabă reporterul, cum se face că unde ați măsurat dumneavoastră, îi zice reporterul la patron, da? La ADP Sector 1, valorile reale sunt de 1400 de ori mai mici decât nivelul de referință. Și domnul patron răspunde, în momentul ăsta nu sunt pornit pe problema asta, pentru că am altă problemă de rezolvat. Deci, nu le amestec. Acum mă preocupă alte lucruri, nu mă pot gândi la asta. Dar aparatele cu care vor fi făcut firma minune măsurătorile respective, ori fi fost ele talonate, omologate oficial, că s-au dat, se dau bani mulți, se dau milioane și milioane de lei în baza acelor măsurători. Cine le-o fi verificat? Și reporterul întreabă, spuneți-ne de omologare. Și ăsta răspunde, suntem europeni, deci ar trebui să fie o instituție din Europa. Cine a omologat, cine a etalonat aparatele noastre? O instituție din Europa. Reporterul insistă, da, pe al dumneavoastră aparatul respectiv, care, fie vorba între noi, e făcut în Taiwan și are o etalonare, n-are omologare oficială, dar nu contează. Pe al dumneavoastră, cine l-a omologat? Și domnul respectiv, Manulescu, îl cheamă, răspunde, în Craiova. Europa. Corect. Cine l-a omologat?
în Craiova, zice. Atât a putut dânsul să spună despre asta. Asta e, prieteni, eu, unul, noi insistăm că e nevoie de refacerea cât mai rapidă a măsurătorilor. Adică inclusiv e o, și o chestiune umanitară, să știți. Adică sunt atâția angajați, sute de mii de oameni în țara asta care trăiesc cu spaima asta de a se duce zi de zi la muncă în birourile administrației publice. Se tem oamenii că sunt radiați de cernobâlurile din birourile lor, că sunt pe moarte, au, lucrează în condiții vătămătoare. Nu poți să iei o cruzime să-i ții în groaza asta cotidiană. Trebuie eliberați. Deci cineva trebuie să le arate și să-i salveze, să le arate că nu riscă nimic, de fapt. Nu poți să-i ții în spaimă într-una. Ceva, ceva e acolo. Ai văzut și doamna Bill Gates a plecat de acasă. Da. De lângă calculatorul lui Bill, ca să zic așa. Adică ceva, ceva a pus Bill în calculatoarele alea de radiază. Mă gândesc. Poate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.